cum credeți? Când PAS-ul va pleca în opoziție, cât ne va mai guverna această formațiune politică? Deci așa cum merg lucrurile acum, și eu vreau să subliniez acest lucru, așa cum merg lucrurile acum, pentru că noi acum parcurgem o perioadă de incertitudine maximă, pe care noi nu am avut-o niciodată în istoria Republicii Moldova, ca să înțelegeți. Eu cred că chiar următoarele 6 luni de zile, următorul an, vor fi decisive pentru soarta Republicii Moldova de mai departe. Chiar e ca aici, iar și eu v-am spus că nimeni nu știe ce va fi mâine sau poi mâine, dar asta e convingerea mea și, dacă doriți, e mai mult intuiția mea, da? Deci care e bazată pe baza celor pe care eu le cunosc și pe baza celor pe care eu nu le cunosc. Referitor la PAS, deci așa cum merg lucrurile, acum, la etapa actuală, se pare că PAS-ul nu va câștiga majoritatea în următorul parlament. Da? Dar iarăși noi nu știm ce se va întâmpla mai departe, ce va fi mâine, poi mâine, cum vor evolua lucrurile în următoarele 6 sau 12 luni de zile. Și foarte și foarte mult va depinde de această evoluție a lucrurilor, atât în țara noastră, cât și la nivel, cât și pe plan internațional, dar și regional. Da? Dar așa cum merg lucrurile acum, da, PAS-ul nu prea are șanse să-și câștige o altă majoritate parlamentară și da, este sortit să devină opoziție chiar în cadrul alegerilor parlamentare ordinare următoare. Dar iarăși, foarte mult poate să se schimbe în perioadă destul de apropiată.